sincer votul. Odată la 4 ani doresc să obțină toată încrederea noastră. Dar cine sunt ei? Cine sunt candidații care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani? Sunt Claudia Șimon și până pe 27 septembrie ne vedem pe Transilvania TV pentru a-i cunoaște pe cei care doresc să ne reprezinte pentru următorii 4 ani. Revenit la Transilvania TV, continuăm seria noastră de discuții cu cei care candidează la alegerile locale din 27 septembrie anul curent. Invitatul meu de astăzi este Bogdan Ilieș, candidat independent pentru Consiliul Local Zalău. Domnul Ilieș a fost alături de noi și săptămâna trecută, a avut mari emoții. Sperăm că nu va fi și astăzi la fel o discuție plină de emoții, însă din momentul în care a intrat la noi în platou, l-am văzut că este prost dispus, supărat, nervos. Ce s-a întâmplat? Cine v-a supărat? Nu neapărat supărat, mai mult dezamăgit. De dimineață am fost informat că la alegerile locale din 27 septembrie va participa la una dintre secțiile de vot ca vicepreședinte domnul Călin Horvat, șeful Poliției Locale Zalău. Și cu ce vă supără sau vă deranjează sau vă încurcă acest... Păi având în vedere proiectul meu, care am pus pe locul 1, ca fiind desființarea Poliției Locale Zalău, schimbarea șefului Poliției Locale cu un cadru MEAI, văd acum că chiar dânsul o să-mi numere mie voturile. Și nu știu cât de imparțiale vor fi alegerile din 2020, 27 septembrie. Pentru cei care nu au urmărit proiectele dumneavoastră, aș vrea să detaliem puțin ce presupune acest proiect de desființare. Practic ce a Poliției Locale, practic ce vă doriți ca această instituție să nu mai existe, să nu mai avem polițiști locali sau ce presupune proiectul dumneavoastră? Ba da, deci polițiști locali vor mai exista, dar în cadrul primăriei. Luăm aici, am spus să luăm exemplu de la domnul Bolojan, primarul de la Oradea, care totuși e un exemplu pentru vestul țării ca primar, deci incontestabil. Ce a făcut dânsul? Poliția locală, ca instituție de stine stătătoare, ceea ce este și la noi la Zalău, a trecut-o direct în subordinea primăriei, ca direcția primăriei, condusă chiar de dânsul. Cu această ocazie, cred că am scoate ecuația asta. Deci, toată lumea știe că aparține primărie, mergi, le spui la primărie, celor de la primărie despre poliția locală, spun că instituția de sine stătătoare nu au control asupra lor, doar pe partea financiară. Deci practic, ei fac ceea ce vor. Practic, ceea ce vreți cu acest proiect este ca poliția locală să fie în subordinea primăriei, adică primarul. Exact. Să poată să ia deciziile în ceea ce privește felul în care este organizată această instituție? Păi acum nu neapărat primarul. Putem lua un alt exemplu foarte bun. E la Constanța. Ce au făcut cei de acolo? Au făcut o cerere către minister să le detașeze un comisar, un ofițer din cadrul MEAI. O faptă foarte bună. Consider că un om cu pregătire, cu facultate, poate să conducă o instituție ca poliția locală și la noi la Zalău ar prinde foarte bine. Deci, practic, vreți ca polițiștii locali să fie în subordinea exact. Directă a primăriei, însă să aibă un șef adus din cadrul MEAI, detașat. Da, exemplele bune le putem copia și noi, fără nicio rușine, pentru că poliția locală plătiză din banul public, local, adică din bugetul local. Al nostru, al zălăoanilor. Observ multă înverșunare atunci când discutăm despre acest subiect și aș vrea să vă întreb dacă aveți o problemă cu poliția locală sau ce vă nemulțumește atât de tare, sunteți atât de pornit. Nu neapărat că am o problemă cu poliția locală, dar având în vedere bugetul pe 2019, a fost în suma de 4.496 de lei, adică aproape 1 milion de euro. A avut buget poliția locală. Aici, chiar mi-am notat... Observ că ați venit pregătit exact, și documentat. Să vin cu cifre exacte. Din care 4,2 milioane de lei s-au dus pe salarii. Iar 256 de mii au reprezentat cheltuieli de întreținere a acestei instituții. Deci, 1 milion de euro din bugetul local pentru această instituție mi se pare enorm de mult. De aici ar trebui pornite economiile la bugetul local.
Dar numai că trebuie să avem puțin grijă și cum facem aceste economii, pentru că până la urmă vorbim, nu-i așa, despre siguranța noastră. Până la urmă, siguranța poliția locală are... Siguranța noastră ne oferă cei de la poliția municipală, de la jandarmerie, chiar de la intervenția mobilă din cadrul jandarmeriei. Deci, rostul poliției locale nu prea-l văd. Și dacă având în vedere, bun, sunt eficienți, nu pot să spun că nu sunt eficienți în unele cazuri. Dar acești domni la poliția locală sau această instituție e plătită din banul public local. Adică din banii noștri, din contribuția noastră. 1 milion de euro, dacă fac un calcul simplu, 1 milion de euro plătiți, cred că suntem undeva la 50.000 de cetățeni care plătim integral impozitul la primărie. Deci asta ar veni undeva la 20 de euro pe cap de locuitor, pe an. O familie formată din 4 membri în general plătește 80 de euro contribuție la poliția locală, cum ar veni practic. Asta se întâmplă. Și 80 de euro totuși e o sumă, 3 milioane și lei vechi. 300 și ceva de lei. Exact. Și considerați că nu primim servicii, între ghilimele, nu suntem suficient de protejați de acea sumă pe care o achităm fiecare? Sau considerați că dânșii nu își exercită meseria așa cum s-ar cuveni? Nu știu, care ar fi plusurile și minusurile? Aceste instituții, în primul rând. Și asta vorbim la nivel național. Nicăieri în țară nu prea și au rostul. Doar e făcută, cred că, politic. Aș vrea să revenim puțin la propunerea pe care o aveți, aceea de a transforma această instituție într-una subordonată primăriei cu un conducător din cadrul MAI detașat. Da. Ce alte idei aveți pentru a reforma, să zic așa, această instituție? Ce ar trebui schimbat ca lucrurile să funcționeze mai bine și ca acei oameni să-și poată face treaba mai bine până la urmă? Deci acum vorbim de bugetul poliției locale, care e de 1 milion de euro pe an. Bugetul poliției locale, practic, poliția locală și-l face tot din banul cetățeanului, prin amenzile care le dau și le dau la normă. Toată lumea știe chestia asta, că au o normă de a ne da amenzi nouă cetățenii. Dacă am face un birou de mediere, cu asta aș vrea să vin ceva nou, față de ideile care le-am copiat din alte județe. Dacă am face un birou de mediere în care nu chiar tot cetățeanul merită amendat, dacă am face un birou de mediere în cadrul căruia să fie un psiholog, un jurist, să știți că polițiștii locali nici măcar nu știu dau amendă. Nu știu să scrie un proces verbal. Și asta mi le spun. Mi le asum în ceea ce spun. Înțeleg, dar nu cred că e cazul spun. Neapărat să generalizăm. Probabil că vi s-au... Probabil unii. Exact. Și atunci în biroul ăsta de mediere să fie consiliați, în primul rând, un cetățean, chiar dacă a greșit, să fie citat, să vină la primărie, în birou de mediere, să îi se spună unde a greșit, cum ar trebui. Ar trebui să fie consiliat, în primul rând, educat prin vorbe, nu prin amenzi, să ne ardă la buzunar sau prin alte mijloace folosite de poliția locală. Practic, aș vrea să dau un exemplu concret. Să spunem că mă plimb pe undeva pe stradă, arunc pe jos, nu folosesc coșul de gunoi, mă vede un polițist local, sunt citată, da, să ajung la acel birou de mediere, unde mi se explică ce am greșit și sunt atenționată să nu repet această acțiune. Din prima să fie o atenționare, un avertisment. Din prima urmă, amenzile să crească gradual, nu cum fac polițiștii locali, că... Adică să în cazul în care există abateri ulterioare, amenzile vor fi din ce în ce, să crească, din ce în ce să mai fie mare. O bază de date în cadrul biroului de mediere, unde fiecare persoană care a ajuns acolo să fie monitorizată, să știm exact pentru ce a venit la biroul de mediere, ce abatere au făcut și a câte abatere. Și amenzile să crească gradual. Deci asta ar însemna ca statutul polițistului local să se schimbe, să nu mai aibă dreptul de a da amenzi, doar o citație și a face o, cum să vă spun,
a face un constat a celor săvârșite din persoana citată. Înțeleg. Aș vrea să revenim un picuț la subiectul cu care am început emisiunea. Sunteți nemulțumit de felul în care au decurs lucrurile și de faptul că domnul Horvat este vicepreședinte al unei secții de votare, bine am înțeles? Da, mai exact, secția 10 de votare. Chiar nu mi se pare normal, firesc, având în vedere că candidez independent, am fost singurul care am putut pune această problemă. Niciun partid politic nu a pus problema poliției locale, decât eu. Și e o problemă la nivelul municipiului Zalău, poliția locală. Și aici nu spun numai de buget. Am spus de buget, dar nu numai asta problema. Simțiți, îmi cer scuze că vă întrerup, simțiți că sunteți neîndreptățit în cazul în care, așa cum ați spus dumneavoastră, îmi permis să vă citez, un șeful poliției locale vă numără voturile? Păi da. Dacă eu asta vreau pe primul meu proiect, care l-am pus prioritar în această campanie electorală, desfințez poliția locală și o mut direct în subordinea primăriei. Cu schimbarea șefului poliției locale. Și până la urmă, azi am o informație că șeful poliției locale numără mie voturile. Unde e dreptatea? Sau cât de imparțiale pot să fie alegerile din 27 septembrie? Asta nu mi-o explic și nu știu cum a ajuns acolo. Dar dacă fac o... Dacă fac o analiză, chiar nu am vrut în această campanie să acuz pe cineva sau să dau numele vreunui partid politic. Dar domnul Horvat a fost pus în funcție de către cei de la PNL, iar acum e în subordinea celor de la PSD. Sunt cele două partide, cele două verificate? Păi, poliția locală s-au înființat în timpul domnului Radu Căpănășiu, domnul primar Radu Căpănășiu, de la PNL. Acum e subordinea domnului Ionel Ciunt de la PSD. Bun, cele două partide, dacă facă o ecuație simplă și un calcul simplu. Dacă nu trec pragul electoral, de 3%, voturile cetățenilor care mi le acordă mie să redistribuie celor două partide. Mă rog, celor două partide, celor din față, primelor două partide. Primelor partide. Așa se înceapă, primești cele mai multe. Și aici, cred că e nedreptate care mi se face, pentru că cele două partide au tot interesul de a nu trece eu pragul electoral. Credeți că sunteți considerat un pericol? Ar fi un pericol? Nu neapărat pericol, dar mă consider nedreptățit. Ca și candidat independent, nu am dreptul să-mi pun omul la numărat voturile, să-mi pun, nu știu, cineva care să mă reprezinte pe mine, să-mi numere voturile. În secția de votare. Exact. Și atunci, până acum, în momentul de față, șeful poliției locale, care eu vreau să-l demit, îmi numără mie voturile. Și atunci, mi se pare normal sau firesc ceea ce se întâmplă. Întrebarea e cine l-a pus acolo, în primul rând. Atâta timp cât are alte atribuții. Mai ales în ziua alegerilor. Deci poliția locală e absentă și în ziua alegerilor. Acum spunem eficiența poliției locale. Se pare că e absentă total. Dacă chiar șeful poliției locale în ziua alegerilor, care e o zi agitată, putem spune, nu-l mai interesează de poliția locală și merge să numere voturile altora. Probabil că poate n-a fost suficient de bine puse în balanță lucrurile acolo. Probabil că în zilele ce vor urma se vor verifica puțin lucrurile. Din ceea ce știu eu, cei din MAI nu au voie să lipsească de la muncă în ziua respectivă. Exact, asta știu. Nu au dreptul la concediu, nu au dreptul la zile libere. Toți trebuie să fie în ziua respectivă la muncă. Și la poliția locală atunci ce fac? Acum vorbim de un buget de 1 milion de euro plătit anual din bugetul local. Însă toți ceilalți din cadrul poliției locale vor fi la datorie. Dar nu avem de unde să știu. Dar eu doar pe domnul Horvat l-am văzut pe listă acolo. Probabil sunt și alții. Nu suntem și atunci poliția locală ce face? Numără mie voturile. Nu suntem nici la jumătatea campaniei și deja sunteți descumpănit de cum decurg lucrurile. Păi normal, când vezi nedreptăți care ți se fac,
Eu acum nu mai simt niciun echilibru sau o corectitudine în numărarea voturilor. În primul rând, nu am dreptul, e ilegal, așa e legea. Bun, am înțeles, să respecte, dar să îmi pună pe cineva să numere voturile care clar împotriva mea și nu-și dorește să ajung consilier local, nu mi se pare normal. Înțeleg. Și mai departe, doriți să faceți o plângere în acest sens sau da, cum doriți să procedați? De mâine dimineață, primul lucru este o să-l fac, să fac o plângere împotriva domnului Horvat, să nu mai participe. Și am să fiu mai atent la listele care sunt în stălile... Da, practic doriți exact. Să faceți o verificare, să vedeți dacă mai există și alți oameni da. Care lucrează ca și polițiști locali, să vedeți dacă sunt sau nu sunt implicați. Nu mai polițiști în... locali, care au interese politice sau... Am înțeles. Pentru că ne apropiem de finalul discuției noastre de astăzi, a fost așa o discuție foarte tumultoasă. Îmi pare rău că ați venit atât de dezamăgit și sper să continuați cu curaj această campanie, pentru că așa cum am spus și mai devreme, abia suntem la jumătate, mai este puțin până pe 27 septembrie. Păi, când... lucrurile cu siguranță nu vor rămâne așa. Domnul Horvat nu o să mai fie acolo, în comisie. O să fac mâine contestație la Biroul Electoral Județean și probabil o plângere la parchetul de pe lângă Tribunalul Sălaș. Da, însă fapta încă nu s-a comis, încă nu sunt înțeles, alegerile, dar totuși... lucrurile se mai pot schimba, informațiile, bineînțeles, trebuie verificate. Aș vrea să vă întreb acum, pe final, despre ce alte proiecte veți dori să povestim data viitoare, când ne vedem, când sperăm că o să depășim m-am descărcat un pic, pot să spun un proiect frumos pe care chiar mi-l doresc. Dar doresc doar să-l punctăm și să-l dezvoltăm data viitoare, când ne vedem. Bun. Drepturile animalilor, cu sau fără stăpân. Doresc mai multe parcuri de animale în Zalău. Exemplu, cel din centru, avem doar unul singur. M-a prins foarte bine. Locuri în care proprietarii de animaluțe exact. Dar să e cam departe să-și pentru să-și plimbe... proprietarii animalilor. Ok, despre acest subiect vom discuta săptămâna viitoare, când ne vom revedea cu domnul Bogdan Ilieș, candidat independent pentru Consiliul Local Zalău. Vă mulțumesc că ați fost astăzi alături de mine. Vă dorim să vă soluționați cu bine aceste mici hopuri din cadrul campaniei. Ne revedem și mâine cu un nou invitat. Numai bine, la revedere!